Salut, suntem Ascunși și vă regăsim un nou videoclip. Astăzi suntem din nou pe GTA 5. Sper că ați avut o zi excelentă, cum am avut și eu, deoarece astăzi mi-am cumpărat o mașină nouă, un Mercedes AMG, bro. Uitați-vă și voi cum arată această mașină, bro. Nu ați văzut niciodată un Mercedes de genul, bro. Eu când l-am cumpărat, pur și simplu, am rămas uimit de mașina asta. Adică, la cum arată, mai ales cum se ridică portierele, bro. Plus interiorul e... Haideți să ne uităm în interior și... Pam, diga! No way! Arată mișto, bro. Îmi place la nebunie cum arată această mașină. Am dat undeva la 2-3 milioane de dolari pe ea și astăzi o să mergem să furăm mașini în Japonia. Da, ați auzit bine, apăsați acum pe butonul de like să strângem 2-3 mii de like-uri în momentul de față și abonați-vă la acest canal dacă nu mai vreți să pierdeți niciun episod din aventura noastră aici în GTA 5. Așa că haideți să ne pregătim numai de căvreo. Noaptea trecută cineva a vrut să înjefuiască casa, dacă vă vine să credeți. Așa că m-am gândit să pun niște bodyguards aici în prejurul casei, nu? Ar fi o idee bună, plus un elicopter o să pun. Deci nu se poate așa ceva, bro. Cineva vrea să mă jefuiască, să-mi fure toate mașinile, bro. Celelalte mașini le-am pus la subsol, bro, deoarece mi-e frică să le mai las aici. O merge numai decât deoarece astăzi va trebui să-l scoatem și pe fratele nostru de la închisoare, bro. O să vedem cum facem noi să-l scoatem de la închisoare. Poate o să încercăm să-l evadăm de acolo. O să vedem dacă putem, așa că haideți să mergem cu mașina asta. Deci nu aveți idee cum se aude. Haideți să facem un sound check și... Oh my, bro, tu vezi mi-și fashion? Nu cred că se aude în halul ăsta, bro. Nu am auzit niciodată un soundcheck de genul. O să mergem pe autostradă să vă arăt cum se comportă mașina asta. Aha, poliția după noi, cred. Ce am făcut, bro? Merge numai decât, bro, nu vreau asta. Haideți să mergem să vă arăt cu cât mergem la oră și... Oh, perfect. 400 și... Oh my god, nu aveți... Na! Mă scuzi, bro, nu aveți idei ce control pot să am asupra acestei mașini, bro. Se conduce extrem de tare și... Oh my god, bro, am prins 600 la oră, dacă vă vine să credeți. O, haideți să mai mergem o dată, să prindem 700. Vreau 700 la oră și... Bro, 500 și ceva la oră, nu pot să cred. Bro, suntem cei mai tari. Nu aveți idee cum am modificat această mașină. I-am pus undeva la 10.000 de cai putere. Plus am mai modificat ceva la motor ca să putem conduce cum trebuie, bro, mașina în oraș. Să mergem numai decât. Haideți să mergem să vedem ce face Colai, bro. Hai să vedem cât este ora. 12 și ceva. Aha, trebuie să fie la muncă la ora asta. Chiar îți cred să văd câte mașini am mai cumpărat, am mai vândut și așa mai departe. Trebuie să facem bani, bro, numai decât. M-am gândit, nu știu, să mă mut în altă țară din Los Santos, deoarece nu prea mai îmi place, bro. Nu mai îmi iese prea mulți bani, nu înțeleg de ce. Nu prea mai vin mulți clienți la mine. Scrieți-mi în comentarii ce aș putea să fac. Dacă nu părăsesc orașul ăsta, mă mut în altă parte, asta e. Hai că ajungem, mai avem puțin ce ajungem. Și încă o chestie, bro, încă o chestie. Autohausul ăsta unde lucra Colai, pur și simplu nu se mai întâmplă absolut nimic, bro. Este gol, cred că a dat faliment, mă. Și m-am gândit, nu știu, să-l cumpărăm noi. Ar fi o idee bună să-l cumpărăm pe ăsta. Pare mult mai luxos așa, îmi place cum arată, mai luminos față de cel pe care îl avem noi. Plus că mai avem un autohaus aici pe dreapta, bro. Mamă, câte autohausuri avem în Los Santos. E deschis, ăsta e deschis, mă, uite cât de tare se deschide. Ăsta e mic, bro, e micuț așa. Uite, avem aici un vânzător, numai că nu are nicio mașină pe aici, ok, nu înțeleg de ce. Haideți să vedem... Dacă vine acest autohaus, să-l întrebăm. Bună ziua, Masico, numele meu, bine, te-am găsit. Bună ziua, bună ziua, cu ce te pot ajuta? Cu nimic, am vrut să te întreb dacă autohausul ăsta este de vânzare, sau mai funcționează ceva, sau ce se întâmplă? Da, mai funcționează, suntem numărul 1 în Los Santos la vândut mașini. Numărul 1, ia uite că e numărul 1 în Los Santos, tu știi cine e numărul 1 în Los Santos la vândut mașini, mă? Eu, aha, așa că nu mai fi așa arogant, ce-i cu tine? Numărul 1 a spus, pur și simplu nu vând nicio mașină că ai vândut, unii ți este mașinile. Pleacă, mă, de aici, că mașinile trebuie să vină. Ăsta mai scuipat, ăsta mai scuipat, tu vorbești serios? Aha, acolo să rămâi. Mai în fresă, diga, v-ați vedea English for me? Ia uite-l, mă, la el, m-a și scuipat în față, pur și simplu. Ei, ce nerespectos, era foarte arogant așa, nu știu, de parcă... Tiga vas, ne... Haide să vedem ce se întâmplă la autohausul nostru aici, chiar îți curios. Merge cu mașina, frumușel. Unde parcăm? O parcăm aici sau unde? What? Și cu ăsta? Bro, what's happened? Ce are tipul ăla pe mașină? Are aur? Sau ce se întâmplă acolo? Cine e ăsta?
Alo, nu te supăra, și cu cine? Vorbești pe română când ești în Los Santos aici, mai ales în fața autohausului meu, meu ai auzit? Vorbești pe română, cu ce te pot ajuta, nu te supăra? Am venit să cumpăr o mașină de la dumneavoastră. Ah, ok, ați venit să cumpărați o mașină, cu mare plăcere. Noi avem cele mai bune mașini din Los Santos, sunt foarte bune, noi, nu sunt folosite, totul cum trebuie, tunate și așa mai departe. Bro, tipul ăsta văd că e bogat și vine din Japonia, dacă nu mă înșel, nu? Mai good cât aur are acolo sus. Tu vorbești serios? Na, da, da, avem foarte multe mașini. Puteți să veniți cu mine înăuntru să vă arăt. Nici o mare problemă, puteți... Puteți să mă urmăriți. E o groapă acolo, mă scuzați, na, se mai întâmplă. Bun, vă puteți uita aici la mașinile pe care le am. Uite, am aici un Aston Martin, ceva de genul arată mașina asta. Este o mașină supercar, are 3000 și ceva de cai putere, plus jante noi, motor nou, nou V12 și așa mai departe. Nu, nu mă interesează acea mașină, nu mă interesează. Uite, mașina asta e mai frumoasă. Mașina asta este foarte scumpă, costă 12 milioane de dolari. Am scumpit puțin, deoarece e bogat tipul ăsta, cred, nu? Uitați-vă și voi cât aur are în partea aia acolo sus, pe mașină, bro. Nu știu ce face cu atâta aur. Mașina asta, de fapt, costă 1 milion, dar am pus 12 milioane. 12 milioane te costă. Este foarte scump, mă, cum atât de mult? Gata, eu am plecat, ciao, ciao. Vă fac o reducere, alo, alo, vă fac o reducere. Na, că ai picat, era iară să pici în groapă. Vă fac o reducere, alo, nu vă... Bro, tipul ăsta pleacă, nu pot să cred. Ei, vă dau la 8 milioane mașina. Uite-te, mă, și tu ce mă enervează. Tipul ăla era bogat, bro, nu pot să cred. Bro, am crescut și eu prețul prea mult, cred, nu? De la 1 milion am pus 12 milioane, nu știu. Dar-i nașpa, bro, tipul ăla avea foarte mulți bani. Ai, 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 credeam că ne va da 12 milioane pe acea mașină. Au, o, ușor am asic-o. Așa că, asta e, bun. Mașina asta veche m-ar interesa extrem să mergem să o tunăm la tuningul meu. Ar fi o idee bună, bro. Da, mă, uite, o putem tuna, nu știu, putem să-i schimbăm culoarea, roțile, putem să facem interiorul și așa mai departe. Haideți să mergem către tuning numai decât cu mașina asta. După va trebui să mergem către fratele meu numai decât, numai că nu știu unde este Colai, bro. Ua? Unde mi este Colai? Hello! Tipul ăla cred că e acasă, doarme, bro. 100% doarme la ora asta. O să mă duc să văd unde e. Nu se poate așa ceva, bro. La ora asta trebuia să fie la muncă. Tipul ăla, man, ei, oh, mergem frumușel cu mașina asta să o tunăm. Este un Mercedes E500. Ușor, ușor. Dacă o vindem așa, nu primim foarte mulți bani. Însă dacă o tunăm puțin, o să primim mai mulți bani pe ea. Opa, intrăm aici în tuningul nostru. Perfect. Și... Hai, Masico, hai, let's go, bro. Îmi place mașina asta, bro. Îmi plac mașinile vechi de genul. Bro, haide să vedem cum o facem. Pam, avem foarte mult de tunat la ea, bro. Farurile din spate, bro. În roșu așa sau în alb. Nu arată mai bine așa, bro. Ok, mergem mai departe. Bro, putem pune o masă de genul. Plus, dacă mai vrem, punem și șampanie. Punem cu șampanie, bro, nu? Farurile din față, bro. Dacă vă vine să credeți. Zo, haide să vedem cum le facem. Astea sunt normale, astea sunt nașpa rău, dacă nu, să le facem așa negru, nu cred că arată bine, nu? Sau, mai bine le las așa, bro, nu? Motor, pam, ia să vedem ce motor îi punem, bro, motor V16, ia să vedem, putem, bro, ia să vedem înăuntru, oh my god, să vedem, chiar-s curios, ia. Ok, o lăsăm deschisă sau cum? Nu, o lăsăm închisă, bro. Ok, mai departe, asta ce e? Ah, astea sunt niște pernuțe, bro, la scaune acolo, lol. Hai să le punem și pe asta. Bro, putem pune draperii de genul, dacă vă vine să credeți? Ua, nu cred. Pare nașpa puțin, nu? Zici că e o mașină de... Ah, nu știu, a? Să punem așa draperii, hai mă să le punem, arată mult mai mișto, pam. Mergem mai departe aici la scaune să vedem cum le facem. Da, în alb așa arată mult mai bine, cred, zac. Bun, acum la numărul de matriculare, bro, unde să-l punem? Jos aici? Dacă nu sus aici pe parbriză, nu, nu, arată nașpa sus aici sau? Îl punem jos, îl lăsăm jos, e mult mai bine. Să vedem aici, lipul ăsta de jos, ok, cum îl lăsăm ăsta? Hai să-l punem pe ăsta. Două în spate. Pam, îl lăsăm pe ăsta, perfect.
O mergem mai departe. Roțile le lăsăm pe astea, bro, nu? Mm-hmm, numai că trebuie să schimbăm puțin culoarea, numai decât. Mm-hmm. Sau le schimbăm, bro. Haide să schimbăm și roțile, numai decât. Nu știu cum arăta mai bine pe Mercedes-ul ăsta. Așa, în crom, un crom cred că arată mult mai bine, bro. Da, uite, le lăsăm așa. Acum culoarea, bro. Haide să vedem la culoare aici, numai decât. Oh my god. Un negru cred că arată mult mai bine, nu? Un negru sau dacă nu... Da, albastru de genul nu, bro, trebuie să... Un alb sau nu știu cum să-l facem. No, așa, bro, e mult mai bine așa, culoarea asta. Plus, jos, îl lăsăm în negru sau... Uite așa, mă, uite așa, un gri de genul, nu? Uite, da, mai închis, deschis sau... Nu, eu zic că așa arată mult mai mișto, bro. Și, pam, îl punem numai decât... Asta e ștergătoare, mă. Dacă vă vine să credeți, numai că se vede nașpa, bro. Lăsăm, hă? Le lăsăm astea normale, da, bro. Ștergătoare la faruri. Haide să vedem aici grătarul ăsta din față cum îl facem. Așa, nu lăsăm așa puțin să se vadă înăuntru. În negru, perfect. Ia să vedem aici la capotă să vedem. Îl putem lăsa așa dacă vă vine să credeți. Nu cred așa ceva, hă? Dar nu, bro, cum să mergi fără capot? Arată nașpa, cred, nu? Da, mă. Chiar dacă are motor de AMG, chestii triste, arată totul nou înăuntru, cât de tare se vede. Noi îl lăsăm cu emblema asta în față, uite. Sau acolo sau aici. Nu, o lăsăm așa, e mai bine. Spoiler! Ia să vedem ce... Putem pune și spoiler la mașina asta. Nu știu dacă arată bine cu culoarea asta, nu? Să vedem, o lăsăm un jos de tot, nu? Sau e prea joasă, bro? Cam atât, cred că e ok, nu? Nici prea joasă, bro, că se vede roțile aici rău de tot. Lăsăm puțin mai sus, ceva de genul ăsta e ok. Pac, mergem mai departe, cofarau. Ok, ce-i lăsăm? Îi lăsăm... O lăsăm pe asta normală, bro, nu? Să se vadă și e 500 acolo. Perfect, punem turbo. Geamurile, bro, trebuie să le facem în negru numai decât pe toate, cred, ia. Și ăsta-i. Ăsta cred că e cel mai negru, nu? Da, uite ăsta. Ăsta, bro, arată mult mai bine. Du. Și cam asta e, bro. Haideți să vedem cum arată afară, chiar îs curios. So, eu zic că am făcut-o bine, mă, adică. Uitați-vă și voi cum am făcut-o. Chiar dacă mergea un negru mult mai bine, cred, nu? Sau merge și așa, bro. Adică mie îmi place cum am făcut-o. Haideți să facem niște drifturi. Yo, mamă, cum arată. Hai să vedem interiorul. Yo, cam am handicap. Chiar tare cum am făcut-o. Mamă, dar cum se duce? Se duce rău, numai că... Na, nu pot să cred cum am dus. Bro, mașina asta e bună de drifturi, dacă vă vine să credeți. Haideți să vedem. Și... Oh my god, cum se duce la curbe. Yo, haideți să facem aici un mic drift și... Yo, hai că le am la drifturi. Uitați-vă și voi cât de tare le am. Îmi place. Domn, mergem acum numai decât către fratele meu. Trebuie să-l ajutăm să iasă de la închisoare, bro. Am auzit că a primit undeva la 10 ani de închisoare. Trebuie să facem ceva să-l scoatem de acolo. Na, mergem așa cu mașina asta. Numai că trebuie să ne luăm o mască, bro. Două secunde, parcă aveam o mască în spate la mașina asta. Ai, ok, așa, bro, am găsit acolo o cârpă, am rupt-o și mi-am făcut o mască. Eu zic că e ok. De aia era mai rânea. Na, i-am făcut gaura aia la ochi, am făcut-o una mare, una mică. Dar nu contează, bro, e bine și așa. Hai, că mergeam, Masico. Hai, ne urcăm o mașină acum și mergem numai decât. Arme avem cu noi, bro. Haide să ne luăm o armă. Trage-mă. Ce? Pam, diga. Oh my god, cât de tare trage arma asta. Merge numai decât, bro. Merge numai decât. Doamne ajută. Sper să nu ne prindă poliția pe acolo. Cam greu să evadezi, bro, de la închisoare. Nu e așa de ușor. Vedem ce o să ne iasă astăzi. Hai, ia, mai țin minte acum ceva timp cum am evadat eu de la închisoarea asta, bro. Am ajuns aici aproape de închisoare. Oh my god, deja mi-e frică, bro. Un tip trebuie să stea acolo sus, dacă nu mă înșel, hă? Două secunde să ne uităm cu binoclul ăsta. Am impresia că acolo sus se află cineva, hă? Ok, văd că nu e nimeni. Nici în partea aia. În partea asta, nici în partea asta. Sunt foarte multe persoane, bro, foarte mulți polițiști care se uită împrejur și nu știu cum să intru, hă? Să mergem acolo în față, numai decât. Se află foarte multă poliție pe aici. Deja se află doi polițiști, trei polițiști pe aici, văd. Ce să le spunem, bro? Să le spunem că vrem să vizităm pe cineva, nu? Perfect, văd că se află cineva aici. Două secunde, uite, vine la mine. Vine la mine. Bună ziua, domn ofițer, bună ziua. Arma jos, Masico, arma.
Bună ziua, bună ziua, doamnă ofițer. Vreau să-l vizitez și eu pe fratele meu în vârstă de 10 ani. Este la închisoare de ceva timp și mi-ar face plăcerea să-l văd. Două secunde să dau acces să puteți intra înăuntru. Ok, mulțumesc, domn ofițer. Ok, e bine când îi dă acces, bro. Hai, ia, dar nu știu pe unde trebuie să intrăm, pe unde avem voie să intrăm, a? Tu vorbești serios? Nu am pe unde să intru? Nu cred așa ceva, gen, dacă intru pe acolo, nu știu dacă se deschide poarta asta, două secunde, nu cred că se deschide, bro. Uitați-vă și voi, pur și simplu nu se deschide, vreți să-mi fașin? Man! Ok, vă mulțumesc, o zi bună vă doresc, trebuie să intrăm prin altă parte, bro. Nu putem intra pe acolo prin față, bro. Cum facem noi acum, a? Aia, nu știu pe unde să mă duc, nu am nicio idee, bro. Ar fi o idee bună să mergem pe aici pe undeva? Sper să nu ne vadă, sper să nu ne vadă niciun polițist. O secunde, am o idee ce aș putea să fac. Nu pot să sar gardul, bro, hă? Nu pot să sar gardul, ia. Sar pe aici, sac. Și de aici să sar sus acolo, hă? Ha, dar nu pot, bro, trebuie să pun mașina pe undeva pe aici. Trebuie să ne uităm în altă parte, bro, pe unde să intrăm. Aia, uite încă un polițist pe aici. Mamă, dar pe unde patrulează ăștia? Nu pot să cred așa ceva, bro. Am o idee, bro, am o idee. Pur și simplu eu am o funie, bro, cu mine. Și așa am putea să mă ridic sus pe acolo pe undeva, nu? Da, mă, e o idee bună. Na, uite, mai avem un polițist acolo sus. Nu pot să cred, mamă, cum patrulează ăștia. Aia, da, ar fi o idee bună, cred. Deci dacă mă agăț de turnul ăsta de sus de aici, a? Pam. Și țac. Oh my god, nu pot să cred. Yo, ok, perfect. Și acum o să mă ridic sus, bro, numai decât. Oh my god, nu pot să cred. Bro, oi, cam greu, e greu. Numai că ajungem, nu pot să cred. Yo, și am ajuns. Tipul ăsta vrea să tragă mine, nu pot să cred. Trebuie să-l omorâm numai decât. Pam, diga, mori. Nu pot să cred, am ajuns pe turn, dacă vă vine să credeți. Și acum să mă duc jos numai decât, nu? Da, bro, cred că ieșim pe acolo pe undeva. Hai, Masico, hai că poți. E bine că am intrat înăuntru, bro, am intrat în închisoare. Eu am intrat, dacă... Nu, s-a activat sirenele, dacă vă vine să credeți. Sirenele sunt activate, poliția este după noi. Nu știu dacă e o idee bună unde am ajuns. Eu cred că e o idee bună. Oh my god, trage poliția mine. Nu știu de unde trag ăștia, mă. Trebuie să ne ascundem pe aici pe undeva. Perfect. Oh my god, nu știu unde este fratele meu, bro, la ora asta. Cred că se află într-o celulă pe undeva, nu? Hai, e bine că am intrat, bro. E bine că am... Na! Cineva trage pe... Ha? Bro! Sus, Amasico. Jos. Ascunde-te. Bro, trebuie să ne luăm o mașină numai decât. Oh my god, cum îmi bate inima în momentul de față. Pam, diga. Pam. Ridică-te sus, Amasico. Du-te în fața numai decât. Unde ne ducem? Ne ducem în fața pe undeva pe acolo. Bro, nu știu unde se află fratele meu. Asta e nașpa rău de tot, că nu-mi dau seama pe unde se află. Ai. Da! Cum ai ajuns, frate, aici? Nu pot să cred. Păi încerc să evadez. Ok, încerc să evadez. Tipul ăsta încearcă să evadeze, numai că poliția se află pe aici, pe lângă noi. Hai, urcă mașina asta. O, e bine că avem o mașină pe aici. Bro, poliția trage. Pom, diga, nicio șansă nu aveți. E bine că am o armă, bro, cu mine. Pom, hai, urcă numai decât. Trebuie să plecăm numai decât. Pe unde plecăm? Sper că să putem pleca pe aici prin față, nu? Dacă nu, va trebui să sărim gardul cumva din nou. Mergem pe partea aia, nu? Pe undeva, hă? Da, bro, dacă nu, elicopter nu știu dacă avem. Bro, e bine că am ajuns. Dacă scăpăm din închisoare, ești cel mai bun, frate. Nu pot să cred că ai putut veni să mă salvezi. Păi da, mă, vezi ce frate sunt eu? Vin să te salveze, asta e. Tu îmi faci numai rău. Lasă, nu mai vorbim noi acum de răul pe care mi l-ai făcut. Contează foarte mult acum să scăpăm din închisoarea asta, bro. Deci dacă ne prinde pe amândoi, din nou la închisoare. Hai să o luăm pe aici prin tunelul ăsta sau ce o fi. Oh my god! Prin față pe acolo putem ieși, dacă nu mă înșel, nu? Yo! Sări, bro, hă? Ia să vedem dacă putem sări. Și... Pam! Nu pot să cred! Nu! Aproape! Oh my god! Aproape, bro! Aproape să sărim din închisoare, hă? Mai încercăm o dată, bro. Bro, cum evadăm noi astăzi? Nu a evadat nimeni din Los Santos și... Nu pot să cred, am evadat din închisoare, bro. Să vă văd pe voi că evadați cum am evadat eu. Nu a evadat nimeni, bro, cum am evadat eu astăzi. Numai că, hai, dă-te jos. Nu, după mine numai decât, bro. E bine că am ajuns la mașina asta, bro, dacă vă vine să credeți. Avem 5 stele, bro. Avem 5 stele, dacă vă vine să credeți. Și ce se întâmplă cu frângâia asta, bro? Hai, trebuie să o rupem, bro, numai decât să...
de cămă, o mai pot rupe? Nu cred așa ceva, bro. Uitați-vă și voi ce ghinion pot să am eu astăzi. Și acum cum mă duc, nu? Hai, rupe-o, rupe-o, Amasico. Trebuie să o rupem, bro, dar e cam greu. E greu, e greu, greu. Și, și, Hai, ai, a venit poliția după noi, nu pot să cred. Sper să putem evada, bro. Sper să putem evada și... Am rupt-o, dacă vă vine să credeți, o plecăm numai decât. Nu aveți nicio șansă cu mine, bro, dacă vă puneți cu Amasico. Să rupem gardul ăsta și plecăm. Plecăm numai decât și... Pum! Ne ascundem numai decât, bro. Dați-vă și voi cum am putut evada eu din închisoarea asta. Merge numai decât. Numai că se află toată poliția după noi, bro. Trebuie să găsim o ascunzătoare acum, unde să ne ascundem, să nu ne mai vadă niciodată. Ar fi o idee bună să ne ridicăm pe trenul. Ultima șansă pe care o mai avem acum este să plecăm cu trenul, bro. Uite, vine trenul din partea aia. Eu sunt aici pe rampa asta. Când va veni, pac, direct pe el. Sper să reușim, bro, să aterizăm pe tren. 2, 3, 1 și... Și, și, nu pot să cred rău ceva, m-am scapat cea mai bună. Eee, fețumici, tiga, e șapca în boc mea, adică pur și simplu nu mai pot să scap de poliție, bro. Ai, era o idee bună, bro, să sar pe tren acum, nu știu dacă... Ce să mai sar, man, ce să mai sar, că mi-a dat jocul Crash, vezi? Na, n-am putut scăpa acolo, mi-a dat jocul Crash și cam asta e. N-am mai prins să mergem în Japonia să furăm în mașini, o să mergem în videoclipul următor. Eu sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi și dacă mai vreți apăsați acum pe butonul de like și noi ne vedem data viitoare cu videoclipuri noi, bro. Chiar, bro, ce insane a fost videoclipul ăsta. Oh my god, nu pot să cred că am putut scăpa din închisoare, bro. Și noi ne vedem data viitoare, ciao!